La etajul al doilea al Bibliotecii Județene Ion Helia de Rădulescu, accesul la internet este gratuit. Încă de la sfârșitul lunii iulie, la Târgoviște au sosit 10 calculatoare prin programul Biblionet. Inaugurarea centrului internet pentru public o vom face în septembrie, odată cu începerea anului școlar, însă ele sunt puse la dispoziția publicului, a tuturor celor care doresc să utilizeze calculatoarele pentru a învăța, pentru a se documenta, pentru a se relaxa. Chiar dacă în prezent calculatoarele sunt pe hol, odată cu reabilitarea bibliotecii, un nou spațiu va fi construit exclusiv pentru acesta. Vor avea loc lucrări ce presupun extinderea în sensul creierii locului de depozitare, un loc pentru o mediatecă și conferințe, expoziții, manifestări și animație culturală, cât și un loc pentru calculatoarele primite prin programul Biblionet. Alături de Biblioteca Ion Helia de Rădulescu, în program au mai intrat 20 de biblioteci publice. La nivelul județului sunt în total 89 de astfel de instituții, iar reprezentanții speră ca în a doua parte a Biblionetului să mai fie dotate cu calculatoare alte 20 de biblioteci. Sperăm să avem succes și să intrăm cu alte 20 de biblioteci în continuare. Acest lucru presupune sprijinul consiliilor locale, al primăriilor, care să creeze condițiile minimale, respectiv bibliotecar cu normă întreagă, abonament la internet și condiții de siguranță pentru aceste calculatoare.